Ți-am zis cum să spună la definiția sexului femeiesc în malgașă, cum spuneau în Madagascar. Bobo, mă! Ai ca la cofetărie, aveai negrese, aveai bobo, toate cele să salvezi glicemia doar la 10 euro. Aici sunt două denumiri la femei. La femeia albă, că nu, sunt musturiși pe insulă. La femeia albă îi zice Dodo. Și Dodo e o specie de mango care are carnea în cremă, așa, deschis. N-am Știi, când înțeles. e copt, nu e portocaliu. Și atunci când vorbești, dar bine, când vorbești de o femeie bună, o femeie Frumoasă, apetisantă. tătăvălită, frumoasă, bună, bă, frumoasă. Mă rog. Și cea de-a Iar la doua? cele africance, din aceeași categorie, li se spune tasi. Și tasi este un pește care e negru și nu are solzi și are pielea foarte catifelată ca somnul, da? Dacă știi somnul, dacă nu are solzi. Da, am înțeles. Și are și un spin veninos deasupra capului care crește invers față de restul, ca în momentul când un alt pește vrea să-l înghită din față, scoate ăla și... Am înțeles. Metafora Și perfectă, e... da. Coasta dracului aici e spinul. Ok, domnul Lai Cipanait, lumea ar trebui să știe, minunații noștri privitori la podcastul nostru ar trebui să știe că tu te afli acum la tine, cum să zic, la moșie, în Zanzibar, iar eu sunt în București. În București este marți și plouă, la tine cum e? Și e vară. E tot marți. Vremea e... Cum se E vede? bine, da. E bine, lumea e regulă. Cu toate că e sezonul ploios, oficial, n-am mai văzut ploaie de vreo săptămână și temperaturile sunt, nu știu, de vis. Aici mai Dacă avem un pic și vrei dezvoltăm să... branhii. Îmi place tricoul tău, e Van Gogh cu niște căști roz. Am mutat hipsterii în Madagascar, ok? În Zanzibar. L-am Ok. primit cât de cadou de un bun prieten. Lasă Câte... și găsesc în țară. Băi, lumea mai trebuie să știe că noi ne și știm de foarte mult timp și că am fost împreună și am golănit grav și în Maroc. Te întrebăm de câți ani ești acolo? 4. 4 ani în Zanzibar. Treaba este că manualul întâmplărilor a făcut să ieși eu din Europa aproape în ultimul an. Am fost 40 de zile cu un proiect de televiziune în Madagascar și am mai fost vreo 2 luni jumate în Republica Dominicană. Recunosc pur și simplu faptul că am ieșit din Europa cumva mi-a schimbat viziunea despre lume. Este o diferență între oameni. Cu cât sunt mai săraci odată, cu atât sunt mai, parcă mai liniștiți. N-au depresii, nu au angoase, nu au crize existențiale, pe de o parte. Pe de altă parte, bă, este complicat să stai acolo, pentru că trebuie să diluiești cu 80 oameni pe zi, da? Mai ales dacă ai un business, mă gândesc cărora îi se pare că ai față de fraier și încearcă să te facă la bani. Întotdeauna culoarea pielii nu o să se schimbe niciodată. Și anumite lucruri le plătești și știi că plătești un charge și pentru faptul că ești alb. Că se presupune că nu, faci mai mulți bani sau whatever. Dar ce zici tu cu oamenii cât mai săraci, îți spun, eu nu i-aș trece neapărat în categoria oamenilor săraci, că nu sunt neapărat toți săraci. Și dacă sunt săraci, sau par săraci de la distanță, dacă te uiți pe stradă, tot vezi case, noi românii le zicem neterminate, știi că n-are polistirelul, n-are termopanul, dar nu e cazul. Asta în Dacă Zanzibar. asta în Zanzibar, dacă ai geamuri, nu faci altceva decât să le ții deschise.
Deci, prin eliminare, nu este un accesoriu necesar la casă. Am înțeles, în Madagascar am filmat într-un sat, oamenii n-aveau apă curentă decât într-un singur loc la 100 de oameni, aveau două căcăstori, n-aveau gaze, nu aveau electricitate, era un singur generator care se găsea la o cârciumă pe care l-a inventat din când în când, că exista cârciuma satului, aveau chiar două. Și din când în când trebuia să mai pună bere la rece și muzică, dar trebuia un colib a unchiului Tom. Adică cei care erau puțin mai bine în satul ăla își permiseseră să-și pună o fundație de beton. Scuză-mă, trebuie să mă conectez cu Wi-Fi-ul, că nu mai am înțeles. Date. Aici e țara musulmană. E țara musulmană, deci prin urmare să cumperi bere de la marginea străzii sau așa e mai puțin probabil. Magazine de specialitate doar și destul de bine pitite. Dar nu ai, să zic așa, cârjme, peste cârjme, poți să treci prin 15 sate și să nu găsești urmă de alcool. Doar în cele turistice sunt câteva mai mari, cam prin toate părțile, punctele cardinale ale insulei, unde fluxul de turiști e mai mare și fluxul de turiști ăștia smart, care vin, stau prin guest house-uri, stau pe Airbnb. Da, uite, dacă vreau un preț mediu la o bere, cam care, cât aș da pe o bere și pe un pachet de țigări? Totul astea le zice safari, le spune safari și sunt 3000 de șilingi. 3000 de șilingi sunt 5,50 lei. Da. Țigările sunt al dracului de ieftine și nu e neapărat un lucru bun, că fumezi de spargi. Aici mi-am dat seama că dacă erau mai scumpe, fumam mai puțin. Și berea la nivel local e cam cât pachetul de țigări. Adică dacă te duci într-un bar local e 3000 de șilingi. Aici la mine e 6000, dar na, stai cu picioarele în sus și te uiți la ocean. În sat ești în sat. Fii atent aici. Și pe plan local să te duci la discotecă. Da, aici voiam să ajung. Cu 50 de lei, cu 60 de lei, echivalentul la 60 de lei, poți să pleci în genunchi acasă, liniștit, da, cu 10 beri. Ok, știi? Fii atent aici. Asta în local. În Madagascar. La hoteluri, prețele diferă, bineînțeles. Lumea se spune că era mai pașnică undeva în nord, unde am filmat noi. Insula se numea Nosibe, se numește Nosibe, ceea ce în traducere este insula mare. În schimb, mă rog, undeva în mijlocul Madagascarului, unde este capitala, Antananarivo, se scrie Antananarivo, se citește, ca om alb nu prea era recomandat să ieși din aeroport, pentru că foarte puțini oameni au joburi, salariul mediu este undeva pentru foarte puțini oameni care au joburi la 40-42 de dolari, iar șansele să ți se pună pistolul în cap erau destul de mari. Iar asta se întâmpla și în Republica Dominicană. Nu era ok să ieși seara singur în oraș, pentru că șansele să ți se pună un cuțit în gâș, să se ceară portofelul, și chiar se întâmple lucruri mult mai nasoale, adică au fost cazuri, erau destul de mari. Iar oamenii, cel puțin în Dominicană, aveau niște trancane și fiecare resort era păzit, adică fiecare paznic avea în dotare o pușcă și o jumătate coadă de lopată. În Zanzibar, de ce ar trebui să mă feresc dacă... În primul rând, n-aș sta în Zanzibar dacă m-aș simți câtuși de cât în pericol. Ok.
Ce să zic? Poate între ei, de fapt mai mult ca sigur că între ei, ca și oriunde în lumea asta, există lupte teritoriale, ganguri, whatever, da? Dar vis-a-vis de turist, poliția a luat o destul de, să zic, în serios. Nu neapărat în serios că în secunda 2 sunt la tine. Dar dacă s-a prins făptașul, nu e... Nu s-a stat la discuții, da. I mean, i-a furat un swahili la un alt swahili din buzunar niște bani, probabil are o pedeapsă. Un swahili a atacat un alb și i-a luat banii și telefonul și l-a prins, a pus o grav pentru că a afectat imaginea locului, turismului și siguranței. Am înțeles. Și să ține chestia asta sub control. Dar în rest, nicio treabă, oamenii sunt super smiley, să-i vezi pe la aeroport când e luna, vin mulți israelieni, mulți evrei, și să-i vezi cu tunica lor pe cap, ăștia arabii musulmanii, noștri, cum localnici, da? Cum vin la aeroport și shalom, shalom, bă, bă, ce imagine, de ce nu? Ce țară arabă. Da, foarte interesant ce spui. Ajunge un evreu să vină cu un smiley face cât capul și să fie întâmpinat în așa manieră și tratat, fără resentimente, da. Deci închipuiesc că, ca și siguranță, cred că ți-am răspuns prin, exact, prin puterea prezența exemplului evreilor într-un număr destul de copleșitor în anumite luni. Fii atent și aici. Și lumea îi percepe ca pe turiști, oameni normali și viața merge mai departe. Dacă vreau să vin acolo, da? Sunt român. De unde vezi, în Emirate? Și vreau să mă sui în București în avion și să ajung în Zanzibar. Bănuiesc că fac vreo 16 ore cu avionul, e ceva de mers. Toate zborurile acolo sunt cu escală. Cam câți bani îmi trebuie ca să stau, habar n-am, 2 săptămâni, 8 zile? Cam care sunt pachetele, ce am de văzut? Ce-i bun de mâncare? Că te-am văzut că face pâine mai devreme. Bă, n-aș recomanda... Da, n-aș recomanda sub 10 zile. De ce? Pentru că poate vrei să te și relaxezi, poate vrei să și vezi anumite lucruri. Uh-huh. Poate vrei să mergi și la o discotecă, poate vrei să mergi și într-o excursie. Ei, lucrurile astea trebuie să le combini în așa manieră încât, nu știu, mergi azi într-o excursie și seara obosit cum ești, te mai duci și la discotecă, că poi mine slingi rănile, da? Stai la piscină, dormi, ești ok. Da? Dar sunt câteva puncte, chestii faine de văzut pe insulă care ar implica cam o zi, adică excursia și ziua, da? Ele sunt vreo 4-5 la număr, nu stau acum să ți le număr că internetul e peste tot, dar vreo 4-5 sunt must-uri și aș zice un trip, o zi pauză, un trip, o zi pauză. Nu mai vorbim de jet lag, de oboseala cu care vii. Nu poți să nu iei în considerare și treburile astea. Am înțeles. Și de mâncare? Cazarea cum e? Cazarea oscilează, men. Poți să geapă de la, știu, și niște bed and breakfast-uri de-astea pe la 9 dolari pe o seară plus taxele de turist care reține și alea sunt 9 dolari. Deci pe la 18 dolari de persoană într-o cameră cu încă 6, nu știu, bunk beds. Astea, camere comune. Da? Pentru buget. Și există și cazări la 1300, 1500. Am înțeles. Și un mediu, așa? Zi-mi un mediu. Pe mine mă interesează cât mă costă. Pentru toate buzunarele. Ok, o persoană sau două persoane cu bilet de avion, bănuiesc că dacă lii din timp îl scoți undeva la 600 de euro. Mai repet o dată. N-am înțeles ce ai zis. Am zis.
că mă interesează un buget pentru o persoană sau pentru două persoane, bănuiesc că un bilet de avion, dacă îl iei din timp, este undeva la 600 de euro. Așa, plus cât m-ar costa acolo mediu ca să am parte și de excursiile astea, ok, cel puțin 10 zile, să am parte de tot ce îmi poate oferi locul ăla la un preț decent. Păi, cred că ține foarte mult și de sezon, da, că orice business are high season, low season, da. Adică dacă vrei să călătorești smart și, mă repet, vremea este ca acum. Da, poți să prinzi și ploaie în rainy season, bineînțeles, dar nu non-stop. Lumea ar trebui să știe că suntem pe același meridian și că ora este aceeași ca și aici, mă rog, diferă, adică Zanzibarul este cumva la ora de iarnă la care vom trece și noi. Da, aici nu se schimbă ceasul niciodată. Da. Ok. Da, aici nu se schimbă niciodată. Ok, da, mă interesa un preț mediu. Exact asta era cuvântul. 1000 și cât de euro de persoană? Cu avion cu tot. Bă, nu cred că 1000. Cu avion cu tot, eu cred că la un 1500 pentru 10 zile ar trebui să-ți include și activitățile și o demipensiune. Am înțeles, de persoană. Și un zbor relativ decent. Ce bun de mâncat acolo. Băi, fructele care se fac acolo și nu se fac cum cabanele noastre de aici pe drum. Portocalele. Știu că ți-ai făcut afumătoare de pește. Deci românul nostru în Zanzibar are afumătoare de pește. Cât de mișto e asta. Nu cred că mai are cineva afumătoare de pește acolo. Ce mâncăruri găsești extraordinare? Și ce nu găsești aici și la noi? Da, păi... Păi nu găsești mai nimic de aici acolo. De ce? Pentru că ăstea vin, frate, direct din ocean. Adică tu ce crezi că mănânci pește oceanic e de fapt crescătorie aici. Nici nu există conceptul ăsta. Și dacă te duci la un pescuit, să zicem la fir, pe lângă corali, poți să faci, să-ți faci un platou de pește din... cât pești ai prins. Adică din 10 pești prins, 10 specii diferite. Într-un fel, altul, în alt fel. Băi, hai mă să vorbim și de cele lumești. Fii atent aici. În Madagascar erau niște Naomi Campbell și dacă voiai să le plătești, da? Dacă voiai să le plătești, erau undeva la 7 euro, îți veneau în cameră de banii aia. Pentru că astea erau prețurile. În Republica Dominicană, la o populație de 10 milioane de oameni, erau undeva la 600 de mii și un milion de prostituate înregistrate. În plus, băi, locul era foarte visceral din punctul ăsta de vedere, pentru că determinarea unui bărbat, să o spunem pe aia dreaptă, de a fute o femeie aici în România, cel puțin, băi, o cunoaștem foarte bine. Băi, acolo lucrurile stăteau invers și nu erau neapărat 100% pentru bani. Erau și pentru... Băi, omul alb are în zonele astea, există o fascinație vis-a-vis de omul alb. Există, sau cel puțin așa am constatat eu. Crede-mă, în Republica Dominicană veneau foarte mulți americani și canadieni, mulți trecuți de 60 de ani, pentru fetele tinere. Pentru că și le permiteau la bani. Bănuiesc că nu era foarte scump deloc pentru ei. Era, în Dominicană era undeva la vreo 40 de euro, cam așa. Plus, cum să-ți explic... Erau lucrurile, e o altă paradigmă acolo, lucrurile funcționau cu totul invers. Să te pună necuratul, să intri într-o combinație în care se presupune o eventuală relație sexuală, băi, nu mai scapi, știi cum era, Doamne, o determinare fantastică să pune una pe bărbatul alb, pe gringo, care, by the way, vine de la uniforme, era green go, că uniformele erau verzi.
În fine, Bașca, am văzut tot în Dominicană, am văzut lesbiană bătrână americană care își luase o tinerică, luă micul dejun lângă mine în fiecare dimineață. Plus că, hai să spunem pe aia dreaptă, și fetele noastre se duc la omul negru. Cum funcționează asta în Zanzibar? Da, greu. Azi ne distrăm. Probabil e același lucru, boss. Să zic, femeia nu caută neapărat. Sunt și cele care o fac pentru bani, profesionist, dar oricare și-ar dori ca un alb sau un chinez mai nou. Că... Băi, asta nu vezi nici pe site-urile porno. Deci pe site-urile porno la interracial n-am văzut niciodată un chinez cu o africană sau ceva. Jesus! Cum o să-mi Zanzibar? Aici și probabil în orice alt loc pe lumea asta, dacă ai bani, poți să fii și o pârlă. Cum mai contează. Înțeles. O să spun o poveste. Trebuie să spun o poveste. Păi, hai să dau un exemplu. Dacă ai salariu minim pe lună, da? Este 300.000 de șiri. 300.000 de șiri nu înseamnă vreo 135 de dolari. Da? Ok. Dacă îi împarți, sunt, ce mai e, 17 lei pe zi. Ție salariu. Da, pe lună. Salariul minim. E, dacă o localnică pune mâna pe un alb care a venit cu 3.000 de dolari la el și o ia într-o seară și o tratează ca pe o prințesă. Adică o face să se simte un turist aici, să mănânce cu ea la restaurant, să o mai și iubească frumos, să-i mai dea și 100 de dolari. Femeia a trăit un vis de o noapte și a făcut banii pe 20 de zile lucrătoare. Am înțeles. Și atunci tentația poate să fie destul de mare. Și la fel se aplică și pentru bărbați. Înțeles, e ca la rock and roll, or for the money to for the show. Fii atent, trebuie să explic un context care pe mine m-a lăsat cumva. În Dominicană, da, eram băieți și fete, da, băieți, ca băieții, da, și un el, da, s-a dus la discotecă, că erau niște discoteci pe plajă și au luat niște... Și erau două fete, băi, Naomi Campbell, ziua le vedeai parea cu curul mare, noaptea apăreau Naomi Campbell. Și... Vreau să văd ce faci. It's okay, but you want one beer, because he's also like, so, still working. One beer, it's just for you. But, yeah. Mă rog, un coleg combinase două fete și s-a dus cu una pe plajă să-i dă o muie, că despre asta era vorba, pe undeva la vreo 1000 de pesos, ceea ce presupunea vreo 20 de dolari. A venit și prietena ei din spate și a început și ea să îi dea o gură de ajutor, iar cu cealaltă mână îi umbla în buzunar, mă, să-i fure portofelul. Undeva într-un ungher pe plajă, în minunata țară Republica Dominicană. Da, s-a întâmplat și asta. Așa stau lucrurile. Da, da. Și oriunde mă stau așa, oriunde, probabil în lumea asta stau așa. Bașca, fiecare... Băi, acolo nu erau taxiuri, erau motociclete, se numeau motoconcio și... Băi, fiecare șofer, fără excepții, te întreba dacă vrei marihuana.
mai știu, în Madagascar am văzut oameni, le ajută foarte tare la dentiție, erau pe frunze de coca toată ziua, știi? Pur și simplu în țările astea este mult mai ușor să-ți procuri droguri dacă vrei. Bănuiesc că cam așa e și toată Africa până la urmă. Observ tăcerea ta. Ai fost la vreun ritual voodoo? Nu am fost. Există. Dar nu voodoo ăla cu păpușa. Îi spun voodoo la... E și voodoo bun și voodoo rău. Și ăla care se face bine poate să-ți facă și rău. Ca la colesterol. Nu cred încă. Dacă mergi pe stradă și vezi într-un rând de magazinașe de astea, magazinele cam toate sunt ca garajele la noi, pentru metapele acolo, la baza blocului, știi, cam atât de mari, 3x3, găsești ce vrei și ce nu vrei într-un magazin din ăla mic, dar cum mergi așa pe drum și sunt mai multe magazine, dacă vezi o piele ceva atârnat afară, o piele de animal, acolo e braci. Și ai fi șocat să vezi câți oameni sunt înăuntru, pentru că lumea încă se încrede în ei și se duc mai degrabă la unul care l-a rezolvat și bobomicul și pe tăticul și pe mămica și pe surioara și pe tot. Am înțeles, decât la medicul clasic. Serviciile medicale cum sunt? Ai varianta unei asigurări ceva. Da, ai da. Nu, așa asigurări. Dar ai și varianta privată. Gândește că totuși sunt mii de turiști care vin pe insulă și fac excursii cu bărci, calcă prin arici de mare sau eu știu pe vreun confi și li se mai sparge un dinte că au mâncat o bucățică de piatră în orez. Lucruri care se pot întâmpla. Da. Adică există și o medicină, să zic, rapidă pe insulă. Există și niște băieți de privare salam de pe continent, zice Flying Doctors. Și... Para mea, frate, când ține de viață și de moarte, nu te mai gândești cât costă elicopterul ăla. Știi doar că în o oră ești într-un... Nu înțeles, deci, adică există servicii medicale. De șansă să supraviețui mult mai mari. Normal că pe baza asigurării pot poate. Măi, eu auzisem... citisem pe net că în Zanzibar acolo voiau unii să pună la cale un festival de techno, da, kind of new hippies, side trends, dar care s-ar fi făcut de ziua lui și în onoarea lui Freddie Mercury, că s-a născut acolo. Mai știu că există și o casă memorială. Vine lumea acolo? Se întâmplă ceva? În sensul ăsta? Bă, când știi că s-a născut Freddie Mercury aici, când ai niște așteptări, știi cum le ai, să zicem, când te duci la Homulești și vezi bordeiucul ăla, te gândești și la Freddie Mercury, că a stat într-o căsuță mică pe lângă plajă și se juca. Well, Stone Town e un stil arabesc. Ai din Stone Town, e chiar din Stone Town, e singurul oraș de acolo. Din Mercury a stat într-un apartament, într-o clădire. Și acum ei spune Mercury House, dar nu este așteptarea pe care o ai tu, știi, când ajungi, știi, te aștepta la o chestie acoperită așa cu tu. E pic zanzibarez, dar este în oraș. Chiar când ajungi, dacă ești cu cineva care n-a mai fost și zic, uite, e din Mercury House, știi că e așa, și Netflix. Dar sărăcotul n-a prea avut succes aici. Că fiind țară musulmană, homosexualismul este corect. Total și normal că îți dai seama. Este singura celebritate whatever de care știe chiar orice om care respiră aer pe planeta.
Am înțeles. Și alte personalități ți-a mai dat Zanzibarul ăla? Că știu. Da, cum era strict, probabil făcea o tonă de bani de pe urma lui, dar așa nu poți să-și calce în oale. Am înțeles. Nu poți să promovezi ceva cu care tu nu ești de acord. Da. Atunci există asta, dar nu vezi în oraș, fișe, we are not the champions în cazul ăsta. Ce alte personalități mai erau acolo? Îmi povesteai de o bătrână de 100 și ceva de ani ceva. A fost o figură a Zanzibarului. Dude. Cum? Pirchi Bude a fost... Pirchi Bude? O băbuță care a cântat Tarab. A fost regina Tarabului în Zanzibar. Tarabul fiind muzica tradițională. Dar cum o cheamă? Mai zi o dată, te rog, numele. Ai? Mai zi o dată numele, te rog. Numele ei. Bikidude. 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 Ok, gata, s-a înțeles. Separat. Bikidude. Dar am să dau un link cu o piesă mai pe printre ultimele ale și puțin sintetizată. Am înțeles. Hai că o punem în prezentare aici. Oh, la foarte cool. Ok. Și ce era cu ea? Da, asta a fost, tipul a fost foarte... Păi că am fost împotriva sistemului, a trăit într-un sat musulman și a fumat ganja și a băut non-stop, adică nu a respectat sub urmă cele tradiționale. De musulman, de urmare, n-a avut nici bărbat, nici copii care într-o comunitate de musulmani să nu fi nici măcar căsătorit, adică se poate înțelege că nu poți să concep, dar să nu fii luată. O femeie a fost partea aia la tabloului. Am înțeles. În rest, acum pe parte de nu știu, pe muzică, cultură, tot vine de pe mainland. Tot așa o manea puțin mai colorată, mai elaborat, dar care să fie o dracu dacă nu-ți intre în sânge. Și asculti într-una. E nebunie. Auzi, nebunie. Ești de 4 ani și acolo. Și discotești la ce? O să ajungem, vreau să vorbim. Ne odată. Ești de 4 ani acolo. Cum s-a schimbat Zanzibarul în ăștia 4 ani? Ceva s-a schimbat acolo, nu? Se schimbă lucrurile. Evoluează cumva. Din câte știu că nu aș pentru faptul că vin foarte mulți turiști. Da, e mult mai curat față de ce era la început. Înainte când aterizai, vedeai drumurile, le puteai identifica din aer. Că lucea sticla și și aruncau din mașină. Dar mă rog. Între timp s-au mai schimbat lucrurile. Mai apărut filme de curățenie. Chiar unii de Suedia care mai reciclează mai un organic la organic plastic la plastic. Când am venit prima oară, stăteam la coadă să prindem un pic de net în hotel, că nu erau decât 4 porturi la router, sunt peste conectez decât 4 telefoane sau, mă rog. Acum netul este destul de bun, adică doar vorbim pe el. Destul de accesibil. Păi nu-i puțin lucru care a ajutat multă lume că, nu, pentru comunicare, pentru... Destul de nasol că unii au un telefon, să zicem, poate chiar primit de la vreun turist în vizită. Au net, au tot, dar poate n-au o priză să-l încarce acasă, știi? Și sunt niște contraste destul de mari. Am înțeles, da, interesant ce spui.
Când vin acolo vreau să mă duc, să mă duc la o discotecă sau cel puțin la una. Cum e la discotecă? Și cât de safe e până la urmă? Plus, băi, știu dansul ăla cu curul pe care îl fac fetele negresele în general. Păi, dacă mergem în discotecă, să zicem, pe plajă, da? Dacă mergem într-o discotecă, eu le zic mixte. Ok. Și albi și swahili. Sunt, cum să spun, simt așa puțin fals, adică cine se duce acolo să se blânduiască cu albii deja au targetul. Știi, sunt available, sunt friendly, sunt nu știu ce, dar real shit. Te duci în discotecă locală, știu eu una, știu eu. Dar unde te duci într-o mare de 500-600 de localnici, tu ești singurul alb și ești tratat ca un om normal, neavând legătură cu nici culoarea pielii și nimeni nu să fie după curul tău să încerce să mă vede. Am experimentat asta. Am experimentat asta cu omul alb într-un, am rămas singur la un moment dat într-un sat de negri în Madagascar. Oamenii, bănuiesc că și în Zanzibar la fel, funcționează diferit în afară Europei, nu cred că în America, dar în general funcționează diferit la genul că, băi, dacă vorbești cu un om să vină la o oră, faptul că întârzi o oră nu se pune ca întârziat, știi? Așa m-am certat cu unul, m-am ales cu celebrul tatuaj de dominicană, m-am ars la picior cu eșapamentul de la motocicletă, am să și acum. În fine, treaba e că, măi, oamenii acolo pur și simplu funcționează cu totul alți parametri și nu sunt mult mai liniștiți la cap, înțelegi ce zic? Lucrurile astea se întâmplă. Păi, am înțeles și eu după asta. Și are legătură odată Evergreen-ul, care cine nu e important. Înțeles. Odată la Cenușiu, știi? Cum e la noi. Da, cine nu vrea birou de ăsta ca al tău? Gândește-te că ei nu au aceste 5 luni de gri, de copaci goi și de temperaturi care se pot pune viața în pericol. Ei nu au aceste probleme. Și atunci ești deja cumva asigurat. Orice ar fi, nu o să crăpi. Acasă, noi am de să stai, nu ți-ai luat lemne pentru centrală, nu ți-ai luat fâșul nou cu puf de pinguin, că acum e frigul, mă, e mai șmecher decât anul trecut. Da, ok, nu există problemele astea. La propriu, nu poți să supraviețui. Okay. Ei nu au problemele astea, deci, prin urmare, viața o vezi puțin altfel. Și faptul că suntem la ecuator și ziua e la fel de lungă ca noaptea, cu diferite de minute, la 6 seara se întunecă acolo, lumea trebuie să știe și dimineața la 5 bănuiesc că se adică, băi, în Madagascar așa era, la 6 se întuneca brusc. 6 cu sfert, cu ceas. Tot timpul anului. În momentul ăsta 6 și și jur, cele mai frumoase peisaje pe care le-am văzut. O acasă. Cele mai frumoase răsărituri și apusuri acolo le-am văzut pe Oceanul Indian. Să zicem, dacă faci o activitate afară, o poți face, în funcție de tipul de activitate, o poți face în anumite perioade. Aici o poți face oricând. Deci, vorba aia, ce nu poți face azi, poți face mâine, se aplică 365 de zile pe an. Nu înțeles. Timpul are răbdare cu oamenii. Ce drăguț. Hai, ultima întrebare. Când te întorci?
Când te întorci? Ultima întrebare. Ok. Nu răspund. Hai, mersi. Ne vedem în Zanzibar.